printre cele mai surprinzătoare femei ale timpului său, cu spiritul vioi și deschis, de cele mai multe ori revoluționar, soția lui Dinicu Golescu, Zoe Cegolescu, cunoscută și sub diminutivele de Zinca sau Zoița, s-a afirmat, în prima parte a secolului al XIX-lea, nu atât prin frumusețea sa, remarcabilă de altfel, cât mai ales prin capacitatea uimitoare de comprehensiune a perioadei respective. Această veritabilă boeroaică, născută în plină epocă fanariotă, probabil 30 decembrie 1792, la Craiova, provenea dintr-o veche familie oltenească, așa cum chiar ea se declara cu mândrie ca fiind coborătoare din neam de panduri. A devenit la o vârstă foarte fragedă soție și la un an mai târziu mamă, la doar 14 ani. A avut 5 copii, o fată Ana și 4 băieți, cunoscuți posterității drept frații Golești sau revoluționarii pașoptiști Ștefan, Nicolae, Radu și Alexandru, supranumit și Albu. Zoe Cegolescu și-a format personalitatea complexă în climatul creat de soțul său, marele cărturar Dinicu Golescu, într-un areal unde se citea atât presă cât și literatură progresistă franceză. Figura sa frumoasă și interesantă s-a conturat la dimensiunile ei reale abia în anii următori ai Revoluției de la 1848, când, din țară sau de peste hotare, a sprijinit cu entuziasm lupta fiilor săi, dar și a celorlalți exilați români pentru împlinirea idealurilor Revoluției. Ea însă și-a cunoscut vitregia exilului, întâi la Sibiu, apoi în Imperiul Otoman, unde a încercat să înduplece autoritățile otomane pentru a obține eliberarea fiilor. De la Sibiu la Golești, de la Golești la Istanbul, de acolo la Brusa, de la Brusa iarăși la Istanbul, mai târziu la Viena, Genova chiar, o regăsim pe Zinca Golescu în toate aceste obositoare, costisitoare, dar mai ales triste călătorii, extinse pe întreaga perioadă a exilului. Corespondența, doar în limba franceză, purtată cu fiii săi în tot acest timp, relevă pe lângă talentul epistolar cu reale calități literare și cunoștințele temeinice de istorie sau educație civică. În pofida dorului, le-a cerut fiilor săi să nu se întoarcă în țară, mai ales înainte de retragerea trupelor rusești, încurajându-i să rămână acolo unde sunteți dacă e nevoie. Părerea mea de rău că voi îmi lipsiți îmi va fi îndulcită de nădejdea că veți sluji binele țării voastre. Anii lungi de exil au fost totodată perioada în care Zoe Cegolescu a trebuit să-și susțină financiar atât fii cât și cauza românească, din surse care nu rezultau evident doar din venituri proprii, de cele mai multe ori fiind nevoite să recurgă la succesive și complicate vânzări ale propriei averi, cum a fost cazul Hanului Roșu din București, dar și o parte a moșiei Belvedere, dovedind astfel un excelent simț administrativ. A fost obligată de reprezentantul Rusiei inclusiv să plece din capitală, fiind considerată periculoasă din cauza corespondenței purtate cu fiii săi și să rămână la moșia de la Golești. Aici, la Golești, s-a preocupat de cultivarea ideilor despre modernizare și înnoire și a redeschis în 1850 școala slobodobștească pentru 25 de copii, reluând astfel tradiția soțului său, dar mai ales pentru a da o replică domnitorului Barbu Știrbei, care adoptase o serie de măsuri restrictive privind învățământul sătesc. Mai târziu, în 1859, a susținut cu vehemență unirea principatelor române și s-a împotrivit categoric numirii fiului său, Nicolae Golescu, la candidatura țării românești, specificând că acceptarea candidaturii ar jigni-o profund și reamintindu-i totodată de dragostea lui pentru fericirea țării. În 1866 devine anfitrioana primului principe străin ales în persoana lui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, pe care îl va primi în casa de la Golești, înconjurată de nepoți și nepoate.
Acesta, din urmă, în semn de respect, îi va trimite portretul său cu următoarele rânduri: "Nu am să uit că, sosind în noua mea patrie, am aflat sub acoperișul casei voastre cea din tâi găzduire și o primire așa de grațioasă." La începutul lunii februarie 1879, la aproape 90 de ani, după ce și-a făcut datoria pe deplin, Zoe Golescu s-a stins ca o făclie ce luminase puternic timpul său. Alături, fiul său Radu, singurul dintre cei 5 copii care i-a supraviețuit, a fost cel care a condus-o pe ultimul drum. Brav, mama! Într-adevăr, aceasta este trăsătura dominantă a Zincăi Golescu. Iubitoare, devotată, înțeleaptă, dar și mândră în același timp, Zoe Cegolescu a întruchipat întru totul pe mama vrednică româncă și adevărată, al cărui cult l-a avut întreaga generație a renașterii românești. Zoe Cegolescu a luptat întreaga sa viață pentru emanciparea socială și intelectuală a populației românești, indiferent de prețul pe care l-a plătit pentru aceasta, devenind astfel simbolul celei care a sacrificat totul pentru țară, atât familie cât și avere.